La această oră sunt în plină desfășurare discuțiile în Parlament, în Comisia de Agricultură, pe creșterea forțată a prețurilor din marile magazine, chiar înainte de reducerea TVA. Dezbaterea din Comisie vine în contextul în care B1 TV a prezentat pe larg exemple despre retailerii care au crescut prețurile la produsele de bază și cu 30% după anunțul Guvernului de reducerea TVA la alimente. Un experiment care a fost dat exemplu chiar de membrii Comisiei, deși unii reprezentanți ai marilor magazine au negat că ar fi crescut prețurile. Au fost contrați chiar de unii parlamentari care le-au transmis retailerilor că mint frumos. Alina Sorocean vine cu detaliile. Alina, bun găsit, ce declarații au mai fost? Am găsit cei mai mulți parlamentari din Comisia de Agricultură spuneau că nu înțeleg de ce retailerii au ales să scumpească alimentele, asta în timp ce măsura pe care guvernul o anunța de ieftinirea, de scăderea TVA-ului ar fi însemnat practic mai mulți clienți sau o putere mai mare de cumpărare, un profit pentru retailer. De asemenea, toți deputații din această comisie spuneau că legea 321 îi favorizează pe retailer și astfel aceștia au devenit prosperi, dar și nonșalanți și din această cauză s-a ajuns în situația de a face majorări abuzive de preț. Au cerut explicații retailerilor, le-au cerut acestora să spună de ce s-a ajuns în această situație, de ce au crescut prețurile și la ce produse au crescut, însă cei care au vorbit până acum în sală din partea retailerilor, din partea supermarket au negat că au fost majorări de preț, spuneau că în niciun caz nu au majorat prețurile, nu le-au modificat și că asigurau ei reducerea TVA va fi aplicată 100%. Nici măcar reprezentanții Comisiei de Agricultură nu au putut să-i creadă și chiar le spunea că nu pot crede acest lucru după ce chiar retailerii afirmau că au făcut majorări de preț chiar de 3 ori pe lună în timpul anului. Rămâne de văzut cum se va finaliza această discuție. Se încearcă și ajungerea la o soluție. Mai mult decât atât, președintele Comisiei spunea că un articol din legea Constituției, din legea Consiliului Concurenței, îi permite guvernului să poată interveni, să aibă un control asupra pieței, astfel încât să se blocheze această creștere a prețurilor. Deci cred că n-a apucat să se termine bine declarația cu scăderea TVA-ului la produsele de bază la 9%, că deja în anumite lanțuri de magazine deja s-a operat scumpirea. Cu cât românii o să aibă mai mulți bani în buzunare, cu atât o să-și permită să cumpere mai mult. Ori în momentul în care creșterea asta de preț s-a făcut dintr-o dată sau peste noapte, dacă vreți, eu cred că chiar i-a speriat. Ceea ce se va întâmpla în România, ce nu s-a întâmplat de 20 de ani, 25 de ani. Reducerea TVA-ului la produsele de bază trebuie să fie în favoarea tuturor, atât a procesatorilor, atât a comercianților, cât și a consumatorilor finali. Nu există niciun argument pentru a crește aceste prețuri. Unii reprezentanți ai retailerilor au declarat însă fără nicio reținere în comisie că nu au avut la raft vreo modificare de preț și că nimeni nu e nebun să facă o asemenea creștere. Dezbaterile din Comisia de Agricultură au pornit după ce B1 TV a făcut o anchetă privind boom-ul prețurilor din hipermarketuri la scurt timp după ce măsura reducerii TVA-ului la 9% a fost anunțată. Zile la rând, postul nostru a analizat prețurile practicate de aceștia comparativ cu cele de acum 2 săptămâni, iar rezultatele sunt uluitoare. Majorările sunt la unele produse chiar și cu 30%. Spre exemplu, un litru de lapte pe 7 aprilie, când a fost anunțată măsura, a costat 2,79 de lei. În doar câteva zile, prețul a crescut la 3,62 de lei. Sau chiar mai mult în alte două hipermarketuri, la 3,68 de lei, care au urmat exemplul scumpirilor. Scumpirile au continuat și la alte produse. De exemplu, dacă în data de 7 aprilie prețul pentru 1 kg de pulpă de porc fără os era de aproape 14 lei, acum prețul a ajuns la 18 lei. Ouăle, făina s-au scumpit și ele. La fel s-a întâmplat și cu legumele. Ardeiul gras roșu, cu prețul mărit față de 7 aprilie, acum se vinde cu aproape 17 lei în cel puțin 2 rețele de hipermarketuri. La fel stau lucrurile când vine vorba de cartofi sau roșii. Și pentru fructe, românii scot mai mulți bani din buzunare. 1 kg de mere este mai scump acum cu 4 lei.